Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. De ce, să știți, pe toți începem să ne preocupe treaba asta cu pensionarea. Am văzut Camera Deputaților este foarte interesată. Au adoptat un proiect de lege care prevede reducerea vârstei de pensionare a dansatorilor și soliștilor de balet, alături de balerini și acrobați. Deci eu nu știu cum balerinii se pensionau mai repede, dar soliștii de balet nu. Deci, una peste alta, pe scurt, dansatorii, balerinii, acrobații și soliștii de balet se pot pensiona mai repede. Vârsta standard poate fi redusă până la 40 de ani pentru femei și 45 de ani pentru bărbați. Serios? Vezi, mă, dacă făceam balet, la vârsta acum eram putea să ne pensionăm. Erai de Eu am făcut niște cursuri de balerin când eram mic. Serios? Știi să stai pe poante? Nu știu de unde. Auzi, dacă știam, dacă eram pensionat acum. Auzi, mă, Zav, purtai tutu. Dacă ai făcut cursurile astea, ai de, sau Vlad, care e diferența între balerin și solist de balet? E ca la orchestra simfonică. Solistul stă mai în față. Păi da, dar de ce? Și se aude și singur. E mai meseriaș, măi. Solistul e mai meseriaș. Dar nu e încadratul la balerini? Adică, măi, de ce e separat denominat acolo? E lacul lebedelor. Cu lebede. Și ai niște lebede pe fundal. Da. Și ele sunt balerinele, lebede multe pe fundal, da, știi? Dar este lebăda solistă albă, care e meseriașă, și lebăda solistă neagră, care și ea e... Deci lebăda și lebădoiul, mă înțelegi, nu merge... Da, mă, noi am priceput, dar de ce sunt trecuți în lege? De ce a trebuit să fie subliniat asta? Da. E ca și cum ai spune, polițiștii, ofițerii și locotenenții... Da. Ei sunt toți polițiști. Mă scuzați, aș vrea să schimb subiectul, pentru că ascultătorii noștri sunt imbatabili. Îmi transmite amicul Andrei, astăzi se face un an de la ziua în Buzău. Crezi că îmi trimite? Nu cred! Un an exact? Da, un an exact de la întrebarea în ce județ sunt vulcanii noroioși, a fost întrebarea la dublu sau nimic, și ascultătorul era totalmente confuz pentru că nu înțelegea unde sunt vulcanii, nu știa, nu, și nu tăcea. Răspunde, da. Și atunci Luca, dorind să-l ajute, în cele 6 secunde, a strigat, ziu Buzău! Și ascultătorul a zis instant, Buzău! Da! Și a sunat soneria de final și... Poate scoatem și noi bucata aia și o dăm, da, la dublu sau la mulți ani, Luca, pentru ziua în Buzău. Mulțumesc! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.